Dintr-o anumită perspectivă, 34 de ani este o perioadă lungă. În urmă cu 34 de ani, o parte dintre noi am fost împreună în locul acesta. Câți dintre cei prezenți ați fost în 17 decembrie 89 prezenți în locul acesta? Să ne binecuvinteze Domnul pe noi și pe toți ceilalți. Dintr-o altă perspectivă, 34 de ani au trecut ca ziua de ieri. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat atunci a fost tot din Evanghelia după Luca, din capitolul 1. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să pregătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Mesajul de atunci a fost pregătirea poporului pentru venirea Domnului și, în mod special, prin întoarcerea inimii părinților spre copii. Și în timp ce noi eram aici, puțin mai încolo, șuierau gloanțele, se auzeau strigătele, și noaptea aceea am fost scos din Timișoara de o familie de prieteni, în drum spre Arad, era să fim striviți de o coloană de blindate care venea în viteză spre Timișoara și restul este istorie. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de România și să binecuvinteze poporul acesta cu har dumnezeiesc după bogățiile harului său. Salutări din partea colegilor de la Biserica Emanuel, a Bisericii Emanuel. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă mulțească harul și să aducă vremea în care oamenii să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima. Amin. În vremea vestului sălbatic, erau două mari direcții în care era cucerit vestul. Unii erau preocupați să cucerească teritorii și resurse. Alții erau preocupați să cucerească suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa că în paralel cu ceea ce se întâmpla în cucerirea spațiului, aveau loc întâlniri de evangelizare. Într-un loc, un evanghelist plin de zel le vorbea oamenilor cu toată puterea lui omenească despre ceea ce înseamnă că atunci când încheiem viața pe pământ, ne ducem acasă în cer și abia așteptăm să vină Domnul. Și și-a încheiat prima parte a mesajului lui cu această strigare: Amin, vino Doamne Iisuse și ne ia acasă. În timpul acela, un pistolar, care l-a auzit cum vorbește, s-a ridicat de undeva din spate, a început să tragă gloanțe în stânga și dreapta, a intrat panica în popor și unii au intrat sub bănci, sub scaune, unii s-au ascuns unde au putut și predicatorul s-a ascuns sub amvon. Pistolarul a venit înspre el cu cele două pistoale, le-a îndreptat spre capul lui și a spus: Doar am vrut să văd cât e de mare Dumnezeul tău. Cât e de mare Dumnezeul tău? Mărimea Dumnezeului tău determină limitele credinței și ascultării. Până acolo merge credința noastră și ascultarea noastră, până la dimensiunile, la mărimea Dumnezeului în care crezi. Când vorbim despre limitele credinței noastre, ele ies la suprafață în momentele în care ne confruntăm cu limitările noastre. Atunci când ajungem la punctul la care resursele noastre nu mai sunt de niciun ajutor. În momentul în care ne trezim că tot ceea ce a fost până mai ieri, siguranța noastră, stabilitatea noastră, toate acestea s-au dus și pământul ne fuge de sub picioare. Când ajungem la limita imposibilului nostru, suntem confruntați cu ceea ce profetul Ieremia întreabă în capitolul 13, versetul 23.
Poate etiopianul să schimbe pielea? Și poate leopardul sau pardosul să schimbe petele? Sunt două întrebări pe care le pune Ieremia. Poate etiopianul, cu resursele lui, de unul singur, să își schimbe pielea, să schimbe ADN-ul? Ce ziceți, da sau nu? Poate pardosul lăsat de unul singur, în cușca lui sau în jungla lui, să își schimbe petele? Poate sau nu? Nu poate. Tot așa spune Ieremia, dacă ne uităm la noi oamenii, la răutatea care a pus stăpânire pe inima noastră, am putea noi să ne schimbăm inima și să fim dintr-o dată altfel, să trăim acea transformare lăuntrică? Ideea din spatele întrebării lui Ieremia este următoarea. Ca să ne putem fi schimbați, avem nevoie de resurse dincolo de noi, din afara noastră. Noi oamenii avem o serie întreagă de resurse și posibilități, dar avem limitele noastre. Uneori, limitele acestea ne ies în cale într-un mod dureros. Alteori pot să vină sub forma unor cugetări filozofice, teologice, științifice. De exemplu, o serie de experți de la NASA, Agenția Nord-Americană pentru Studierea Spațiului, Agenția Spațială, au ajuns la concluzia că Pământul nostru este în mare pericol. Planeta aceasta este amenințată cu dispariția. Și ca să poată fi salvată planeta noastră, avem nevoie de ajutorul unor civilizații extraterestre. Așa că au codificat un mesaj pe care l-au trimis în spațiu, adresat extraterestrilor, în care le comunică trăsăturile Pământului nostru, pericolele, și cer ajutorul ca să fie salvată planeta. Și una dintre marile primejdi ale planetei noastre este încălzirea globală. Să vină extraterestrii să ne rezolve problema Pământului nostru. Cei de la Institutul Britanic, de la Oxford, pentru viitorul omenirii, au comentat mesajul trimis de cei de la NASA în spațiu și a spus: o idee nefericită, neinspirată. Dacă mesajul acesta ajunge la niște ființe extraterestre malefice și ființele acelea malefice, identificând vulnerabilitățile noastre, vin și în loc să ne ajute, ne nenorocesc. Dar este această căutare, cu foarte multă insistență, să vedem dacă în spațiu există ființe extraterestre. Este frământarea aceasta. Dacă ne-am putea conecta la cele ființe, dacă ne-ar putea ajuta, dacă ne-ar putea rezolva problemele. Acum, Biblia ne-a spus de mult că există ființe extraterestre. Nu trebuia să așteptăm până în secolul 21 să ne întrebăm dacă există sau nu. Biblia ne spune că există ființe extraterestre. Există o lume angelică, o lume a unor ființe raționale, o lume a unor ființe supranaturale, există o lume a îngerilor căzuți, a demonilor, ființe malefice. Există o lume a îngerilor buni și sfinți care ascultă de Dumnezeu și deasupra tuturor este un Dumnezeu suveran, binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeul acesta suveran conduce toate lucrurile, toate lumile văzute și nevăzute, conduce tot universul și El este Dumnezeul care ni s-a descoperit. N-a trebuit să trimitem o capsulă cosmică să meargă cu un mesaj codificat, să vedem dacă este. Dumnezeul acesta s-a coborât la noi și celebrăm sărbătoarea întrupării Fiului lui Dumnezeu. S-a coborât la noi ca să ne vină în ajutor. Așa spune Epistola către Evrei, în ajutorul fiilor oamenilor, în ajutorul omului. A venit Dumnezeul care a creat toate lucrurile din cer și de pe pământ. Așa că în dimineața aceasta ne vom uita la câteva aspecte, câteva domenii în care Dumnezeul nevăzut devenit vizibil în Hristos, Dumnezeul necunoscut care s-a descoperit pe sine însuși, Dumnezeul acesta vine în ajutorul nostru.
Mai întâi, ne vom uita la modul în care Dumnezeu ne ajută acolo unde suntem confruntați cu imposibilitățile noastre biologice. Noi oamenii suntem ființe întrupate și pentru că suntem ființe întrupate, suntem limitați la resursele și la dimensiunile trupului nostru. Dumnezeul în care credem este Dumnezeul care stăpânește, conduce, Dumnezeul care poartă de grijă și acolo unde ne frământăm cu neputințele noastre. Întoarceți, vă rog, la Geneza, la capitolul 18. Geneza 18. Avram este la ușa cortului, este zăduful zilei, o zi aparent obișnuită, și dintr-o dată trei vizitatori se apropie de cortul lui. Avram, ospitalier, le este înainte, îi invită să poposească, le oferă de mâncat, le oferă ceva să se răcorească și să prindă la inimă. Și de la versetul 10, unul dintre ei a zis: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine zicând: acum când am îmbătrânit să mă ia în pofte și domnul meu bărbatul este de asemenea bătrân. Domnul a zis: pentru ce a râs Sara? Zicând: cu adevărat să mai pot avea un copil eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Într-o altă traducere, este ceva imposibil pentru Dumnezeu? Avram are 99 de ani, Sara are 89 de ani, 90. Din punct de vedere biologic, sunt la limita în care este imposibil să mai aibă copii. În capitolul 17, Dumnezeu stă de vorbă cu Avram și îi spune lui Avram, înainte de a-i spune Sarei, că va avea copilul promis. Avram râde și el. Acum, dragii mei, Avram și Sara nu erau oameni primitivi. Erau oameni deosebit de raționali, cu o gândire extrem de coerentă și logică. Și Avram și Sara înțeleg că, din punct de vedere biologic, este absolut imposibil. Numai că Dumnezeu întreabă: este oare ceva imposibil pentru Dumnezeu? Adică este Dumnezeu limitat de limitările noastre biologice? Dacă Dumnezeul nostru este limitat de limitările noastre, atunci în momentele de criză în trup, credința noastră va fi clătinată. Zile trecute am stat de vorbă cu cineva care a trecut printr-o operație extrem de grea, cu posibile urmări, cu debilitări pentru restul vieții, și mi-a spus următorul lucru: îmi este extraordinar de greu să cred în Dumnezeu când mă scol dimineața și la gândul că trebuie să mă mișc și încep durerile, la gândul că voi rămâne debilitată fizic pentru restul vieții, îmi este invadată mintea de niște gânduri extraordinar de grele și de negre, încât îmi vine să spun: lui Dumnezeu nu-i pasă, și vine să spun: Dumnezeu nu există. Avram este așezat în fața unor imposibilități biologice și Dumnezeu îi spune: este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? Este ceva imposibil pentru Dumnezeu? Capitolul 22, 21, Domnul și-a adus aminte de cele spuse Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Dumnezeu este Cel care a făcut promisiunea și Dumnezeu este Cel care are puterea să o împlinească. Ceea ce spune Dumnezeu nu trece dincolo de puterile Lui de a înfăptui. De aceea, Biblia noastră ne prezintă un Dumnezeu nelimitat în măreția Lui. Măreția Lui Dumnezeu este un atribut al divinității sale, ale cărei dimensiuni trec dincolo de capacitățile minții umane de a înțelege și de a le exprima în cuvinte.
Măreția lui Dumnezeu este în armonie cu puterea lui nelimitată de a face tot ce vrea, cum vrea, când vrea, fără să depindă de cineva sau de ceva. Nu are nevoie de aprobarea nimănui, de sfatul nimănui, nu dă socoteală nimănui. Există prin sine însuși, este suficient sie însuși. Nu depinde de aprobarea cuiva în afara lui însuși. El este Dumnezeul care a creat cerul și pământul, care guvernează și conduce toate lucrurile după buna plăcere a voii sale. Acest Dumnezeu însă nu este capricios. Este un Dumnezeu care nu lucrează arbitrar, ci conduce toate lucrurile în armonie cu natura sa, cu caracterul său, cu planul lui și cu legământul său veșnic făcut cu noi oamenii. Amin. Măreția lui Dumnezeu este un atribut al divinității. Și oriunde ne-am afla, în armonie cu natura lui, caracterul lui, în armonie cu voia lui, în armonie cu planul lui, Dumnezeu este nelimitat în puterea lui de a-și înfăptui planurile. Cu ce te frămânți în trupul tău? Care sunt încercările prin care treci? Care sunt lucrurile în care te frămânți cu limitările vieții tale, ale resurselor tale? Cât este de mare Dumnezeul în care crezi? O să mă întrebi, dacă Dumnezeu este așa de mare, de ce avem suferință? De ce oamenii pleacă din lumea aceasta în cealaltă? De ce sunt atâtea lucruri? Pentru că pământul nu este destinația noastră veșnică. O să mergeți la cimitir și o să vedeți inscripții: aici locuiește pe veci cu tare și cu tare, ferească Dumnezeu. Cimitirul nu este locul de veci. Cimitirul este locul în care depunem trupurile până la vremea învierii tuturor morților. Noi n-am fost creați pentru cimitir, ci am fost creați pentru cer. Pământul este anticamera sau atelierul în care Dumnezeu ne pregătește pentru cer. Planul lui Dumnezeu nu este să rămânem veșnic aici, ci planul lui Dumnezeu este să ne pregătească pentru veșnicie. În atelierul lui Dumnezeu ne șlefuiește în așa fel încât și trupurile noastre trec prin această școală a suveranității, a puterii, a măreției lui Dumnezeu. Și când te uiți la toate acestea, Biblia ne spune că Avram nu s-a uitat la trupul lui care era îmbătrânit, și în Evrei 11 ne spune trupul lui care era aproape mort. Nu s-a uitat la toate acestea, ci s-a uitat cât este de mare Dumnezeu și prin credință s-a încredințat în mâna celui care poate să facă toate lucrurile după planul voii sale, pentru că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Întoarceți-vă, rog, la cartea profetului Ieremia, capitolul 32. Ieremia 32 ne confruntă cu imposibilități istorice. Suntem în anul 587 înainte de Hristos, Ierusalimul este asediat de armata babiloniană, viața este extrem de grea în Ierusalim, s-au terminat rezervele și sunt aproape de căderea Ierusalimului și de deportare. Înaintea lor este exilul, deportarea și toate necazurile, și în timp ce Ieremia le explică faptul că este inevitabilă căderea Ierusalimului și este inevitabilă deportarea, Dumnezeu îi spune lui Ieremia să facă ceva. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: iată că Hanameel, fiul unchiului tău, Shalum, va veni la tine să spună: cumpără ogorul meu care este în Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi. Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine după cuvântul Domnului în curtea temniței și mi-a zis: cumpără ogorul meu care este la Anatot, în țara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare, cumpără-l. Am cunoscut că era cuvântul Domnului și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot, i-am cântărit argintul, 17 sicle de argint, am scris un zapis, un certificat de vânzare-cumpărare, pe care l-am pecetluit, am pus martor și am cântărit argintul într-o cumpână. Am luat apoi zapisul de cumpărare pe cel ce era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis.
Și am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neria, fiul lui Maseia, fiul lui Hanameel, fiul unchiului meu în fața martorilor care și scăliseră zapisul de cumpărare și în fața tuturor iudeilor care se aflau în temniță. Și am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel. Ia zapisurile acestea de cumpărare, cel pe cel lui și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ ca să se păstreze multă vreme. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel, iară se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. Imaginea este absolut fascinantă. Este gata să cadă Ierusalimul. Este gata să vină robia și deportarea. Și în fața acestei catastrofe istorice, Dumnezeu spune lui Ieremia, Ieremia, o să vină verișorul tău, fiul unchiului tău la tine să-ți vândă un ogor. Cumpără ogorul acesta. E greu să ne imaginăm ce înseamnă asta. Mi-aduc aminte de o întâmplare, oarecum asemănătoare, dar la dimensiuni mult mai mici. Eu m-am născut, așa după cum unii dintre dumneavoastră știți, în marea localitate a Burzucului, de care n-ați auzit cei mai mulți. Un sat micuț din județul Bihor. Pentru că este un sat de dealuri și un sat cu resurse limitate, nimeni n-a crezut că o să vină colectivizarea la Burzuc. A avut loc colectivizarea în satele din prejur, care aveau pământuri la șes și pământuri mult mai roditoare. Și tatăl meu, care a crezut că nu vine colectivizarea la Burzuc, în anul în care a venit colectivizarea la Burzuc, a cumpărat o holdă mare de pământ. A cumpărat-o primăvara și a pierdut-o toamna. Știți ce a spus toamna? Trebuia să știu că nu-i vreme de cumpărat. Acum, Ieremia este în fața deportării, cade Ierusalimul, este cucerită țara, populația este dusă în robie și vine verișorul lui la el și spune: Ieremia, vreau să-ți vând ogorul meu. Hai să facem actele de vânzare, cumpărare. Ai fi cumpărat ogorul în condițiile acelea? Ce zici, l-ai fi cumpărat? Păi dacă mai ai câțiva bănuți în pungă, ține-i că vine deportarea. Și te ajută că bănuții aceia mai poți lua cu tine, dar dacă ți-ai cumpărat un ogor. Pentru că deportarea înseamnă repopularea țării cu popoare care sunt luate din altă parte a Imperiului și se redistribuie pământurile, se dau altora. Să cumperi pământ când n-ai nicio garanție? Imposibilitate istorică. Și Dumnezeu îi spune: Ieremia, cumpără pământul acesta, fă acte de vânzare, cumpărare, le depui într-un vas de lut ca să nu se deterioreze, pentru că Dumnezeu afirmă, se vor face iar tranzacții. Se va întoarce poporul înapoi și vor avea loc din nou aceste activități economice în țară. Întoarceți, vă rog, la cartea a doua a Cronicilor, capitolul 36, versetul 22. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și scris această vestire în toată împărăția. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul Dumnezeul cerilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul să fie cu el și să plece acasă. Când Dumnezeu îi spune lui Ieremia să cumpere terenul, în capitolul 32, versetul 27, iată, eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu sau de mirat din partea mea? Întrebarea este, poate Dumnezeu să schimbe istoria? Întreb timișorenii, poate Dumnezeu să schimbe istoria? Dumnezeu este Dumnezeul istoriei. Cine ar fi crezut cu o lună înainte, noiembrie 17, că se schimbă istoria? Cine ar fi crezut că Dumnezeu poate să schimbe mersul istoriei
Și în decurs de câteva luni de zile, toată Europa a derăsărit să trăiască vremea eliberării de sub robia comunistă. Și acum Dumnezeu îi spune, Ieremia, este ceva imposibil pentru Dumnezeu din punct de vedere istoric? Este Dumnezeu limitat de oamenii care conduc istoria? Ieremia, Dumnezeu este Dumnezeul imposibilului. Dar cum va schimba istoria? Cir este marele împărat a perșilor. Imperiile din vremea aceea aveau următoarea politică. Dacă ai cucerit un teritoriu, ia populația de acolo, băștinașii, du-i în altă parte a imperiului ca să n-aibă rădăcini și să nu poată opune rezistență. Altfel spus, du-i în Siberia. Du-i unde vrei. Du-i și deportează-i pentru că acolo nu se pot organiza și acolo n-au putere să schimbe mersul lucrurilor. Repopulează zona cu altcineva ca să nu se mai poată întoarce niciodată. Asta era gândirea politică a vremii. Dintr-o dată, vine Cir, persanul, și zice, schimbăm politica imperială. Schimbăm mersul în care până acum gândeau toți. Și el spune, Dumnezeul cerurilor mi-a dat următoarea poruncă. Toți cei care sunt din poporul lui Dumnezeu să se întoarcă acasă. Repatrierea. Repatrierea, și ne spune Ezra, că Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir și Dumnezeu a trezit Duhul celor care erau din poporul lui Dumnezeu și s-au întors acasă și a început din nou viața la Ierusalim și în Iuda. Dumnezeu este Dumnezeu care schimbă mintea. Acum, cum schimbă mintea, ne explică Daniel. Daniel, profetul Daniel ne spune că în vremea în care a înțeles că se împlinește vremea repatrierii, l-a căutat pe Dumnezeu cu post și rugăciune, i-a cerut lui Dumnezeu să-și împlinească planul și s-a rugat și s-a rugat și trec zilele și după 3 săptămâni vine un înger și spune, Daniel, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi. Am fost trimis de Dumnezeu ca să-ți aduc răspunsul. Dar căpetenia împărăției perșilor mi-a stat împotrivă 21 de zile. Despre ce împotrivire era? Era împotrivirea pentru mintea lui Cir persanul. Împărații, conducătorii sunt însoțiți și înconjurați de consilieri. Consilierii sunt cei care le pregătesc discursul și le pregătesc modul în care gândesc. Ca să schimb mersul lucrurilor, trebuie să schimb mintea conducătorului și să o ia într-o direcție neobișnuită, neașteptată. Schimbarea minții lui Cir persanul a fost un teren de bătălie spirituală extraordinară. Numai că Dumnezeu i-a schimbat mintea lui Cir persanul. Se întorc acasă fiii robiei. Începe viața la Ierusalim și ceea ce Ieremia a profețit, este oare ceva imposibil pentru Dumnezeu din punct de vedere istoric? Da sau nu? Imaginați-vă că prin 80 și ceva, vine un conducător la Moscova care n-are ce face decât să gândească glasnost și perestroică. Glasnost și perestroică. Și când a lansat glasnost și perestroica, s-a făcut spărtură în blocul comunist. Și una după alta, țările au ieșit din robie. Noi am ieșit printre ultimii. Dar slavă lui Dumnezeu că am ieșit de acolo. Dar oare nu ne-am dus într-o altă robie? N-am intrat oare într-un alt fel de robie? Nu suntem în faza în care ne-am întors din nou spatele lui Dumnezeu și mergem din nou într-o altă direcție? Și de aici de la Timișoara spunem, Doamne, îndură-te din nou de România. Pentru că acum este robia minții, a sufletului. Este robia oamenilor într-un mers a unei lumi din ce în ce mai decadente, a unei lumi din ce în ce mai îndepărtate și împietrite față de Dumnezeu. Numai că Dumnezeul în care ne credem noi este Dumnezeul imposibilităților istorice. Și în fața acestor lucruri spunem, Doamne, Tu care conduci lumile văzute și nevăzute, Te rugăm, condu și viața acestor tineri îmbrăcați în haine albe. Tu știi care este drumul lor în istorie.
Dumnezeul imposibilului, te rugăm, deschide-le ușa potrivită și dă-le puterea să meargă pe urmele tale. Întoarcem la Evanghelia după Luca, la capitolul 1. Aici, lucrurile sunt într-o altă dimensiune. Îngerul Gavril a venit la Fecioara Maria cu un mesaj trimis exact de la tronul de har al lui Dumnezeu și îi spune Fecioarei Maria că va rămâne însărcinată, va naște un fiu, căruia îi va pune numele Iisus, va fi mare și va chema Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci de veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Spune unei fecioare că se va întâmpla ceva absolut inimaginabil. Va rămâne însărcinată, va naște un fiu care va fi Fiul Celui Preanalt, cel care va împlini profețiile cu privire la planul lui Dumnezeu în istorie. Va împărăți peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Maria este față în față cu o afirmație din partea lui Dumnezeu și spune, afirmația aceasta, cum se poate realiza? Ce ne spune Maria este următorul lucru. Ea nu este într-o relație cu un bărbat, ea este fecioară și îngerul îi spune că se va naște ceva din punct de vedere ontologic, din punct de vedere logic. Este imposibil să se nască o ființă umană în felul acesta. Pentru că de la Adam încoace, toți ne naștem pe o altă cale. Ce se întâmplă acolo? Rasa umană este în fața celei mai mari tragedii posibile. Când îngerul îi anunță pe păstoare, spune, vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Pentru noi, imposibilitatea nu este de natură biologică, nu este de natură istorică. Pentru noi, oamenii, este o imposibilitate de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum să intrăm noi în împărăția lui Dumnezeu când suntem fiii lui Adam și ca fii al lui Adam, Biblia spune, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Adică Biblia ne spune, Adam, strămoșul rasei umane, a păcătuit, a intrat moartea în el și prin el în toți fiii lui Adam. Și acum îngerul îi spune, Maria, se va naște un copil care nu este urmașul lui Adam. Nu este urmașul lui Adam, dar va fi răscumpărătorul rasei adamice. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, face această clarificare. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un dătător de viață. Omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta chipul celui ceresc. 1 Corinteni, capitolul 15. Biblia spune, noi toți ne-am născut în rasa adamică. Suntem urmașii lui Adam. De aceea ne naștem, trăim, îmbătrânim și murim. Pentru că suntem urmașii lui Adam, ne-am născut în afara paradisului. Pentru că suntem urmașii lui Adam, cântăm împreună cântarea care spune noi prin Adam, raiul pierdeam. Că nu ne putem întoarce din nou prin noi înșine, prin puterea noastră. Și îngerul îi spune, Maria, are Dumnezeu un plan supranatural. Se va naște un copil care nu-i din rasa adamică, ci care este al doilea Adam. Se naște și deschide ușa pentru o altă rasă umană. Deschide ușa pentru cei care sunt ai lui Hristos, nu al lui Adam. Și se va naște nu prin modul de naștere adamic, ci se va naște printr-un mod de naștere dumnezeiesc. Duhul Sfânt se va coborâ, va umbri și Sfântul care se va naște va fi Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul!
este această imposibilitate a noastră de a ne mântui prin resursele rasei adamice. Avem nevoie de intervenția unei puteri supranaturale dumnezeiești, a unui mântuitor care este dincolo de noi. Și sărbătorim nașterea, întruparea Lui între noi. Și acum această naștere a Domnului, care aduce pentru noi posibilitatea de a intra în Împărăția Dumnezeu, ne confruntă cu următoarea întrebare. Evanghelia după Ioan, capitolul 3. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, un om se duce la Domnul Iisus, este fariseu religios, a venit la Iisus noaptea și i-a zis învățătorului: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Învățătorule, suntem fascinați de minunile care faci, de învățăturile tale, dă-ne mai multe explicații. Domnul spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este Duh. Domnul îi spune Nicodim: omul din rasa adamică nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu dacă rămâne în Adam. Trebuie să trăiască un miracol supranatural denumit în Biblie nașterea din nou. Este o intervenție supranaturală din afară care lucrează în noi și prin noi și ne schimbă din temelie și se numește naștere din nou. Și Nicodim spune: cum e posibil așa ceva? Se gândește tot natural. Și Domnul spune: ce-i născut din carne este carne, ce-i născut din Adam este Adam, de ce este nevoie de altă naștere? Și Nicodim întreabă: cum se face așa ceva? Și acum Domnul Iisus îi explică: tu ești învățătorul lui Israel și te miri de lucrul acesta, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, nu știi de unde vine, nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Vântul suflă încotro vrea. Ce vrea să-i spună Domnului Nicodim? Îl trimite la Scriptura Vechiului Testament, pentru că este rabin, și îl trimite la Scriptura Vechiului Testament în Ezechiel, capitolul 37. Întoarceți, vă rog, la Ezechiel 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis: fiul omului, vor putea oasele acestea să învie? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Imaginea este absolut fascinantă. Dumnezeu îl ia pe profetul Ezechiel, îl duce într-o vale care este plină de schelete uscate și dezmembrate. O vale plină de oase, de schelete umane, uscate înseamnă că sunt moarte de mult și sunt uscate și dezmembrate. Și spune Ezechiel: plimbă-te de jur împrejurul văii și uite-te la ele, că nu este nici un semn, nici o urmă de viață. Ezechiel se uită și Dumnezeu îl întreabă: Ezechiel, am o întrebare. După părerea ta, vor putea oasele acestea să învie sau nu? Ce trebuia să răspundă Ezechiel? Lucrez cu studenții de ani de zile și le pun întrebări la care răspunsul trebuie să fie da sau nu. Și e câte un student care e un pic mai șmecher și nu îți răspunde da sau nu. Un student a primit un test și a scris pe foaia de examen: eu nu știu nimica, dar Dumnezeu știe totul. Și profesorul i-a corectat lucrarea și a scris: 10 pentru Dumnezeu și tu vii în toamnă la reexaminare. Dumnezeu îl întreabă Ezechiel: vor putea oasele acestea să învie sau nu? Și Ezechiel zice: bună întrebare. Cred că tu știi răspunsul. Adică tu ai pus întrebarea, tu ai și răspunsul. Ezechiel evită să spună da sau nu. Și Dumnezeu spune: bun, Ezechiel, dacă eu știu răspunsul, atunci ține o predică despre oasele acestea și spune așa: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.
Vă puteți imagina un predicator care predică și nu spune: dragi frați, surori, stimați vizitatori, ce spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului? Adică stai în fața unei imposibilități absolute. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și Ezechiel ascultă de Dumnezeu și se duce și ține o predică în fața acelei văi pline de oase. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: iată, voi face să intre în voi duh și veți învia, vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Am prorocit cum mi se spusese. Deci am ținut predica. Și în timp ce predicam, s-a întâmplat ceva. În timp ce proroceam, s-a făcut un vuiet și s-a făcut o mișcare. Și oasele s-au apropiat unele de altele. Și încep să se ansambleze scheletele. M-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea. În timp ce predica, la puterea cuvântului lui Dumnezeu, oasele încep să se miște. Se formează schelete. Încep să apară trupuri. Vine carne, piele și totul se întâmplă sub puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și el mi-a zis, ține a doua predică: prorocește, fiul omului, și zi Duhului, așa vorbește Duhul lui Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Și spune, ține a doua predică, prima a fost cuvântul, a doua predică este despre Duhul Sfânt, invocă Duhul lui Dumnezeu să vină și am prorocit cum mi se spusese și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat în picioare și iată că era o oaste mare, foarte mare la număr, o armată întreagă. În timp ce erau sub puterea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu, se întâmplă ceva supranatural. E puterea supranaturală a cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Eram la o evanghelizare într-o biserică din țară. Un om credincios, cu soție necredincioasă, a tot insistat de soția lui să vină la evanghelizare. Soția, extrem de recalcitrantă, a refuzat și până la urmă a zis: bun, dacă insiști, vin, dar vin cu un carnețel și cu un pix și o să-mi notez toate enormitățile pe care le spune predicatorul, am să-mi notez toate greșelile pe care le face și am să ți le vâr pe gât până când o să-ți iasă pe nări. Și a venit. S-a așezat undeva în sală, lângă soț, am sesizat o față extrem de ostilă. Știți? Când te uiți la fețele oamenilor, vezi, pentru că fața e ecranul sufletului. O față extraordinar de ostilă. Se uita la mine cu dușmănie și mai scria ceva. La un moment dat, am văzut că nu mai scrie. Apoi, am văzut că încep să-i curgă lacrimi. Ne-am apropiat de partea finală și când am întrebat cine vrea să se întoarcă la Domnul din toată inima, să ceară iertarea și îndurarea și mântuirea Lui, femeia aceea a fost prima care a ridicat amândouă mâinile. La terminare a cerut să vină să stea de vorbă cu mine și mi-a spus, nu știu cum să vă spun, domnul pastor, nu știu cum e obiceiul la dumneavoastră, și mi-a povestit ce s-a întâmplat, cum i-a spus soțului că vine ca să noteze toate lucrurile greșite, tot ce se spune acolo, ca să îi facă viața amară. Și spune, dar la un moment dat a spus cuvântul acela. Și când a spus cuvântul acela, am simțit că totul se topește în mine. Din clipa aceea am simțit că sunt expusă unei puteri supranaturale care îmi schimbă inima, gândirea. Și am început să ascult și pe măsură ce înțelegeam că eu sunt acea pierdută de parte de Dumnezeu. Am început să plâng și să-mi pară rău de viața care am trăit-o și să strig în inima mea și mă va termina dimineața asta. Duhul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și îngerul îi spune Mariei, niciun cuvânt care este din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Doamne, lasă puterea Ta peste cuvântul Tău și astăzi. Amin. Și Nicodim este confruntat cu puterea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Și se întreabă,
Bun, și acum eu ce am de făcut? Dacă așa lucrează Dumnezeu, ce am eu de făcut? Și Domnul Iisus îl trimite la alt text din Biblie și îi spune: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. La ce îl trimite? La Cartea Numeri, la capitolul 21. În Cartea Numeri, la capitolul 21, de la versetul 4, suntem în călătoria poporului Israel înspre țara făgăduinței, sunt în perioada pustiei și la un moment dat sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și încerc să-L critique pe Dumnezeu. Să spună că Dumnezeu nu conduce bine istoria. Să critique pe Moise, să-L critique pe Aron, să spună: nici conducătorii noștri nu știu cum să conducă. Dumnezeu nu se pricepe, conducătorii noștri nu se pricep, noi ne-am pricepe mai bine. Așa că au vorbit împotriva Domnului și împotriva lui Moise: pentru ce ne-a scos din Egipt, ca să murim în pustie, căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Nemulțumirea la culme. Răzvrătirea la culme. Dumnezeu se uită la ei și spune: sunteți așa de stăpâni pe istorie, pe situație, pe toate împrejurările, bun, atunci vă las să vă descurcați. Și Dumnezeu a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Dumnezeu a spus: bine, astăzi nu o să controlez eu viperele din deșert, ci le las să vă viziteze în tabără. Dacă sunteți așa de grozavi, controlați voi viperele. Viperele intră în tabără și încep să-i muște. Veninul de viperă este extrem de puternic și reacțiile sunt incredibil de mari și de dureroase. Durere extraordinară și moartea este iminentă și când oamenii sunt confruntați cu faptul că nu pot controla viperele, știți că nu putem controla nici țânțarii, că nu putem controla nici șoareci, nici șobolanii, că nu putem controla nici virusurile, zicem acum, că nu putem controla nici bacteriile, că nu putem controla atâtea lucruri pe care le controlează Dumnezeu. Și când constată că nu pot controla și șerpii, invadează tabăra și sunt prinși de durerea morții. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor și Domnul i-a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Din nou, imaginea este fascinantă. Dumnezeu se apropie de Moise și spune: la rugăciunea ta pentru popor, avem soluția. Fă un șarpe din bronz, din aramă, înalță-l pe o prăjină în mijlocul taberei. Și oamenii care sunt mușcați de vipere să iasă și să se uite la șarpele de aramă și când se uită la el, vor fi vindecați. Ai fi ieșit să faci lucrul acesta? Am nevoie să mă uit eu la o prăjină cu un șarpe? Numai că miracolul se întâmplă. Pe măsură ce oamenii sunt mușcați și se uită la șarpele de aramă, are loc vindecarea miraculoasă și pe loc. Și Domnul îi spune: Nicodim, îți aduci aminte ce s-a întâmplat acolo? Imaginează-ți că ai fi fost acolo. Mușcat de șarpe. Și ai următoarea dilemă. Dacă ies afară și mă uit, o să vadă toți că și eu am păcătuit. Și ce o să zică de mine dacă am păcătuit? E cam deranjant și jenant. Așa că m-aș duce la Moise și a spune: Moise, știi, nu putem toți face așa ceva, că nu se cade. Moise, am o rugăminte. Pentru mine fă un șerpișor de la micuț. Și eu am să-l țin aici în buzunar. Și când sunt mușcat de viperă, nu mă mai duc până acolo ca să mă vadă toți.
Și mă uit la șerpișorul meu și am rezolvat problema așa pe NEV. Nu există așa ceva. Există o singură cale pentru toți. Există un șarpe care este înălțat și Domnul spune Nicodim, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți ce constată Nicodim în ziua aceea? Că el nu stă pe scaunul lui Moise, ci stă pe scaunul celui mușcat de șarpe. Pe care scaun stai tu? Te-a mușcat șarpele păcatului. Simți cum viața ta este ruinată și risipită. Simți durerea care te macină și simți tragedia veșniciei asupra sufletului tău? Și sărbătorim venirea celui care nu este șarpele de aramă, ci este Domnul și Mântuitorul nostru. Și Apostolul Ioan spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. În clipa aceea în care Fiul lui Dumnezeu stă față în față cu tine și cu mine, în clipa în care mă uit la viața mea și la drumul pe care mă duc spre veșnicie, în clipa în care îmi înțeleg condiția mea umană de fiu al lui Adam, născut în păcat, trăind în păcat și mergând spre pierzare veșnică. Și când văd că s-a născut Hristosul, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, s-a născut al doilea Adam, care a venit să moară pentru că dacă murea oricine din rasa adamică, murea pentru păcatele lui și pentru noi trebuia să moară cineva nevinovat ca să ne dea iertarea. Când înțeleg toate acestea, mă uit la el și spun, Doamne, mulțumesc că te apropii și de inima mea. Mulțumesc că ai venit să-mi aduci și mie iertarea. Mulțumesc că mi-ai adus viața veșnică în Hristos Domnul. Mulțumesc că te-ai apropiat și de mine. Și astăzi stau înaintea ta și spun, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Iartă și păcatele mele. Ne uităm la 10 tineri îmbrăcați în haine albe, ca semn al faptului că au stat înaintea celui care aduce iertarea păcatelor, înaintea celui care iartă, înaintea celui care transformă viața, înaintea celui care prin puterea cuvântului și a Duhului naște din nou, în puterea celui care poate de acum să-i ducă în carul lui de biruință până la capăt și spunem, Doamne, te rugăm să-i duci din biruință în biruință. Dar a fost momentul acela în care s-au uitat la Hristos și au înțeles că nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Într-o zi, eram la biserica din Oradea, la slujba de dimineață și la terminare a venit înspre mine, spre amvon, un om după cum arăta, am avut impresia că este mâncat de vremuri, de ani și de boli, pentru că arăta atât de uzat și de deteriorat din punct de vedere fizic, încât eram înclinat să cred că e înaintat în vârstă și măcinat de multe boli. A cerut să stea de vorbă cu mine, l-am invitat la birou și mi-a spus, astăzi am intrat în biserică după aproape 20 de ani de absență. Am plecat de acasă la vârsta de 16 ani, m-am dus la școală într-un alt oraș și când am plecat de acasă, mama mi-a pus în valiză Biblia ei și a spus, dragul mami, îți dau Biblia mamei să o ai cu tine și să nu te depărtezi de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Să rămâi în lumina și în ascultarea și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și spune, m-am dus la școală, o vreme am citit din Biblia mamei și mi-era dor de mama și mă bucuram în Biblia mamei. Dar pe măsură ce m-am împrietenit cu colegii, am uitat de Biblie, apoi am ieșit cu colegii în oraș și m-am deprins cu fumatul și cu băutul și încet, încet am ajuns pătimaș pe băutură. M-au dat afară de la școală,
Mi-a fost rușine să mă întorc acasă, așa că am început să cerșesc în oraș și să dorm în podul unei clădiri abandonate. Cerșeam ziua și cu banii care câștigam mă duceam să-mi cumpăr băutură și beam până când nu mai știam de mine. Într-o zi am cerșit și n-am mai primit nimica. Și nu mai puteam de patima de a bea. Și nu știam de unde să fac rost de bani. Mi-am adus aminte că în valijoara care e în pod e Biblia mamei. M-am dus și am luat Biblia mamei și am ieșit în oraș să o dau de vânzare. Și n-a cumpărat-o nimeni. Și m-am dus la anticariat să o vând acolo. Doamna s-a uitat la mine și a spus: știu de ce vrei să o vinzi. Vrei să-ți cumperi băutură. Dar ca să nu-ți poți cumpăra băutură, nu ți-o cumpăr. Și am ieșit pe stradă și am oferit-o. Și cele din urmă, un om s-a uitat la mine și a spus: mă uit în ce stare ai ajuns, știu ce vrei să faci, iau Biblia ca să nu-ți bagi joc de ea și îți dau cei mai puțini bani posibili ca să nu poți face mare lucru. Și a dat câțiva bănuși și spune: m-am dus și mi-am cumpărat spirit. Și am băut spirit. Și în timp ce beam spirit, mi-am adus aminte de cuvintele lui mama. M-am dus în pod. M-am așezat lângă valiză și am început să plâng. Și am spus: oare pentru mine mai este cale de întoarcere? M-am urcat pe tren și i-am spus conductorului că vreau să mă duc până la Oradea, să mă duc la biserică, dar n-am niciun ban. Am ajuns astăzi aici. Pentru mine mai este? I-am deschis Biblia. Și am citit textul acesta: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și am citit textul din Ioan 3, cunoașterea din nou, și am explicat cum lucrează Dumnezeu. Și l-am întrebat dacă este gata să se deschidă înaintea Harului lui Dumnezeu. S-a deschis înaintea Harului lui Dumnezeu. S-a rugat pentru pocăință și iertare. S-a rugat pentru schimbarea vieții lui. Ne-am ridicat de acolo și mi-a spus: acum eu unde mă duc? Sunat o familie din biserică, l-au luat la ei acasă, l-au schimbat de haine, l-au dus la baie să se spele, l-au îmbrăcat cu alte haine, l-au adus și seara la biserică. Familia aceea l-a îngrijit și l-a dus să îi repare dantura, că nu mai avea aproape deloc din singură. L-au dus încet, încet la analize medicale și la tratament și după 2 ani de zile de viață refăcută s-a căsătorit. E căsătorit cu copii. Mă uit la ceea ce poate să facă Dumnezeul imposibilului. Nu știu dacă poți fi mai jos de atât. Dar oricât ai fi de jos, Dumnezeu este Dumnezeul Harului, este Dumnezeul Atotputernic. Ai vrea să stai înaintea Lui? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Stăm înaintea Ta, Doamne, și mulțumim că ești Dumnezeul Atotputernic, Atotprezent, Atotștiutor. Ești un Dumnezeu glorios și ești un Dumnezeu plin de har. Ești un Dumnezeu al dragostei. Ești un Dumnezeu care nu obosești iertând. Ești Dumnezeul care poți să-ți întinzi mâna până în cele mai de jos locuri ale căderii umane. Ești Dumnezeul care l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Tău ca să ia trup omenesc și să aducă pentru noi oamenii, pentru rasa adamică, mântuirea veșnică. Să mulțumim, Doamne, că Mântuitorul nostru este viu în vecii vecilor. Mulțumim că sărbătorim nașterea Lui. O, Doamne, nașterea Ta aduce posibilitatea nașterii din nou pentru alții. Și Te rugăm, lucrează schimbarea vieților. Mulțumim pentru cei îmbrăcați în haine albe și spunem: fie binecuvântată îndurarea și jertfa Ta. Fie binecuvântat numele Tău. Și Te rugăm, Doamne, să faci ca viața lor să fie o mărturie pentru ceea ce înseamnă harul nemăsurat al lui Dumnezeu. Binecuvintează-i cu ocrotirea și călăuzirea Ta. Dar Te rugăm pentru cei apropiați lor care încă sunt departe de fața Ta. Cercetează-i, Doamne. Te rugăm pentru străinul care a intrat în locul acesta și care încă este departe de harul și împărăția Ta.
Cu puterea ta dumnezeiască te rugăm să-i apropii de tine. Mulțumim că ești Dumnezeul care nu-L izgonești pe cel care se apropie de tine. Te rugăm să deschizi ușa cerului pentru fiecare. Lasă să vină de la tine, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt și a cuvântului Tău care schimbă minți, care schimbă inimi, care schimbă viață și destine. Lasă să vină de la tine, Doamne, harul mântuirii ca o ploaie binecuvântată. Binecuvintează-i pe cei care sunt ai Tăi. Întărește-ne, Doamne, pe cale. Ajută-ne să trăim pentru slava numelui Tău. Și acum stăm cu capetele plecate. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Te uiți la viața ta și spui, la mine este imposibil să se producă vreo schimbare. Stai față în față cu Dumnezeul Atotputernic. Spune-i, Doamne, lasă puterea ta dumnezeiască de mântuire, de iertare, de transformare să vină și peste viața mea. Ești legat cu legături de care ai impresia că nu te poți dezlega. Spune-i, Doamne, Tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, dezleagă legăturile acelea. Ești frământat în gândurile tale, în inima ta, de lucruri care te blochează și nu poți lua o decizie. Spune, Doamne, fă lumină în gândurile mele, fă liniște în inima mea și, Doamne, dă-mi puterea să iau hotărârea de a veni pe urmele Tale. Ne rugăm să asculți rugăciunea noastră pentru fiecare și pentru toți. Și te rugăm să-i primești pe cei care vin la Tine. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. E ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu, spune Domnul, și deschide, voi intra la el. Ușa se deschide într-o rugăciune lăuntrică, înalți o rugăciune. Și în timp ce stăm în evlavie și în reverență, vom avea un moment deosebit. Cei îmbrăcați în haine albe, peste câteva momente în evlavie și reverență, se vor ridica în picioare și toți cei care am fost îmbrăcați în haina albă a botezului ca ei, am trecut de partea Domnului și am primit iertarea și mântuirea și nașterea din nou și călcăm pe urmele Lui. Ne vom ridica împreună cu ei. Dacă încă n-ai ajuns la momentul acela, dacă încă n-ai luat decizia întoarce la Dumnezeu, dacă încă n-ai luat decizia de a-L mărturisi public în apa botezului ca Mântuitor și Domn al tău, am să te rog să rămâi pe scaun, pe bancă, în liniște, în rugăciune și să întrebi: viața mea încotro se îndreaptă. Celebrăm nașterea Mântuitorului și sunt încă nemântuit, sunt pe calea pierzării. Dacă cercetat de Duhul Dumnezeu ești gata să spui, Doamne, mă întorc și eu acasă. Mă întorc la Tine, la Dumnezeul mântuirii mele. Mă întorc la Hristos care a venit în lumea noastră să caute să mântuiască pe cei pierduți. Primește-mă și pe mine. Atunci, la strofele a doua, a treia și a patra ale cântării pe care o vom cânta împreună, să vă rog să vă ridicați împreună cu noi să faceți din cuvintele cântării rugăciunea pe care o înălțați înaintea lui Dumnezeu împreună cu noi. Vom cânta împreună cu cei îmbrăcați în haine albe, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Acum, în evlavie, în reverență, eu rog pe cei 10 să se ridice în picioare. Cei care ați fost într-o zi ca ei, au fost ca ei îmbrăcați în haine albe, vă rog să vă ridicați și dumneavoastră. Ceilalți rămâneți pe scaune. Dacă n-ai fost îmbrăcat în haina albă a botezului, rămâi pe scaun. E nevoie de o decizie. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și nu-i drum înapoi. E un drum care duce spre viață veșnică, spre har, spre cer. E o decizie. Și Domnul spune, veniți la mine.